Nu-mi pun și de ispravă. Da, este un om de nădejde, da și da și ca spunea, fel de fel de vorbe că... Da să nu uiți, stimată doamnă, dați-mi împrumut 240 de ruble. Mâine trebuie să plătesc dobânzile ipotecii mele. N-avem bani. Într-adevăr, n-am un ban. Eu nu-mi pierd niciodată nădejdea, doamnă. Credeam că totul este pierdut când odată, iată, calea ferată trece pe moșia mea și gata. Totul mi se plătește. Gata. Stimat. Mâine. Mi-am băut cafeaua. Da. Da. Uite, haideți să mergem mâine se poate schimba totul bine. Da, și că poate câștiga lozul cel mare pentru care un bilet, stimată. Fermecătoarea mea, Lugor Andrei. Leonid Andrei, iar v-a spus pantalonii ăștia. Eu nu știu ce am să mă mai fac cu dumneavoastră. Doarme Ania. 240 de ruble. Lipov Andrei, nu nimica toată. Lipov Andrei, v-a venit doar să vă spun bine ați venit și plec numai decât. Am vrut să... Mi s-a spus să aștept până mâine dimineață, dar n-am avut răbdare și... Petea Trofimov. Da, sunt Petea Trofimov. Fost învățător al lui Grișa. Să mă fi schimbat chiar așa de mult? Petea? Da? Petea? Luba, lasă, Petea, Luba. Petea, să aștepți până dimineața. Petea, copilul meu, copilașul meu, s-a necat în râu. Petea! Liniștiți-vă, vă rog. De ce Grișa-l meu? De ce? Vă rog, liniștiți. De ce, prietene drag? De ce? Ania doarme. Și eu vorbesc prea tare. Fac prea mult zgomot. Ce-i cu dumneata, Petea? Ce te-ai schimbat așa? Ce ai îmbătrânit? Da, o babă între mine a spus, boier năpârlit. Dar eu când am plecat, erai încă un băiețaș. Erai un student frumos și acum ia uite-te la dumneata. Ce ai? Uite, porți ochelari, ți s-a rărit și părul. Tot student ai rămas? Da, și cred că am să rămân student toată viața. E, bine, haideți la culcare. E, totuși voi împrumăta de la dumneavoastră. Voi împrumăta de la dumneavoastră 240 asta de rupe. Asta-i înainte cu ce știe păi el. Păi dar e o nimica toată. Dar n-am bani, înțelegi, n-am bani. 240 de rupe, e o nimica bine, toată. Bine, o să-ți dau, Leonid, Leona. Te rog, fii bun și te Lasă că-i dau eu, să aștepte. De ce Leona spui așa? El are nevoie și o să-ți dea înapoi. Îi dau. Bine, noapte bună. Căcuța a rămas aceeași. Nu s-a schimbat deloc. Dacă ar fi după ea, ar împărți totul. Când pentru Alicu e o boală, se găsesc prea multe leacuri, însemnează că, de fapt, e de nenecuit. Uite eu, mă gândesc tot timpul. Îmi frământ creierii, îmi storc creierii, găsesc o mulțime de soluții, prea multe chiar. Ceea ce însemnează că, de fapt, nu există niciunul. Dacă am moșteni de undeva ceva sau dacă Ania s-ar mărita cu un om foarte bogat sau... Dacă mă duce să mă încerc eu norocul pe lângă mătușica noastră din Iaroslav, contesa. Contesa e bogată, chiar foarte bogată. Dacă ne-ar ajuta Dumnezeu. Da, o fi bogată, dar pe noi nu ne iubește pentru că Liuba s-a măritat cu un jurist și nu cu un nobil. C'est-à-dire un roturier. Nu s-a măritat cu un nobil și neapărat asta nici n-am putea spune că s-a purtat așa prea virtuos. E bună, e simpatică, e plină de farme. Eu o iubesc foarte mult, dar oricâte circumstanțe atenuante i-am găsit, trebuie să recunoaștem că e vicioasă. E ceva vicios în ea, il y a du vis en elle. Asta reiese din cele mai neînsemnate gesturi ale ei. Uite pe Ania acolo. Mi-a intrat ceva în ochi. Alaltăr când am fost în oraș... Ania, de ce mă dorm? Nu pot să dorm. Fetița mea, scumpa mea,
Tu nu ești numai nepoata mea. Ești îngerul meu păzitor. Ești tot cea mai scump pe lume. Crede-mă, crede-mă. Te cred, uncule. Toți te iubesc și te stimează, dar trebuie să nu vorbești, ci să taci mereu. Ce ai spus acum despre mama? Despre sora ta? De ce le-ai spus toate astea? O, Doamne, scapă-mă odată de năravul ăsta blestemat. Și discursul pe care l-am ținut adineaur dulapului a fost de o tâmpenie. Abia după ce l-am terminat, te-am dat seama de toată tâmpenia lui. Într-adevăr, uncule, a trebuit să taci. Să taci mereu. Dacă ai vorbit mai puțin, te-ai simțit mai liniștit. Tac. Gata. Tac. Numai două vorbe în legătură cu problema noastră. Am fost ieri în oraș și am stat de vorbă cu mai mulți prieteni. S-ar părea că am putea face un împrumut pe polițe, cu ajutorul cărora am putea plăti dobânzile. Mă jur pe onoarea mea că moșia nu va fi vândută. Uite mâna. Să-mi spuneți mie om fără onoare, om de nimic, cârpă, cum vreți voi, dacă vă lăsa să ajungă moșia la licitație. Mă jur pe întreaga mea ființă. Ce bun ești, unchiule. Și ce deștept ești. Uite, acum sunt liniștită. Chiar fericită, să știi. Leonid Andrei, chiar nu te mai tem de Dumnezeu? N-ai de gând să merg la culcare? Bine, bine. Pentru o dată pot să mă dezbrac și singur. Hai să merg la culcare. Lasă. Are dreptate. La culcare, toată lumea. Bye, bye. Amănuntele pe mâine de dimineață. Eu aparțin generații din 1880. Nu este ea prea lăudată, dar vă asigur că din pricina convingerilor mele am suferit destul. Nu degeaba mă iubesc țăranii. Pe țăran trebuie să-l iubești, trebuie să știi cum... Iar încep, Leonid Andreiici. Gata. Da. Aveți dreptate? Noapte bună. Moșia nu va fi vândută. Sunt sigur că voi reuși. Acest crambol. Pașaportul meu nu e în regulă. De aceea nici nu mai știu câți ani am. Și mereu mi se pare că sunt încă tână. Când eram mică, tata și mama treceau de la un bârj la altul și dădeau reprezentații foarte frumoase. Eu făceam salt mortal. Și alte diferite figuri. Când a murit tata și mama, m-a luat o doamnă, o nemțoaică, care mi-a făcut educație. Așa. Apoi am crescut și m-am făcut guvernantă. Dar de unde sunt eu? Cine sunt eu? Nu știu. Vește la drept vorbind, viața se poartă cu mine fără milă. Precum furtuna cu o mică corăbioară, admițând că mă înșel. Atunci, de ce, de pildă azi de dimineață când m-am sculat, am văzut pe pieptul meu un gândac de o mărime nemaipomenită. Uite așa de mare. Dimineața când dau să beau vas, văd în fundul lui ceva scârbos, ca un gândac. L-aș citit pe baclu. Nu-mi pasă lumea învrăjbită. Groază.
Rasnic mai cântă oamenii ăștia ca șacalii. Am isprăvit. Întrucât mă privește, eu sunt un om cultivat. Citesc diferite cărți extraordinare, dar n-am ajuns încă să știu ce vreau. N-am ajuns încă să știu dacă trebuie să trăiesc sau, ca să zic așa, dacă trebuie să mă împușc. De aceea port cu mine tot timpul un revolver. Iată-l. Ești un om foarte deștept și foarte primejdios, fără îndoială că femeile te iubesc la nebunie. Charlotte Ivan, Charlotte Ivan. Vai, ce prost sunt toți deștepți. N-am cu cine schimba o vorbă. Singură. Mereu, n-am pe nimeni. Nici nu știu cine sunt, nici de ce trăiesc. Trebuie să vă hotărâți până la urmă. Timpul trece. Chestiunea este foarte simplă. Vreți să vă împărțiți pământul în parcele și să-l arendați? Răspundeți da sau nu. Nu un singur cuvânt. Te rog, cine fumează aici țigări de astea nesuferite? Ce comodie de când s-a construit calea ferată. Dai fuga în oraș, iei un aperitiv, galbena la mijloc. M-aș duce în casă să joc o partidă. Vă rog, nu un singur cuvânt. Răspundeți-mi. Ce? Ieri nu mai departe, mai aveam o grămadă de bani. Și uitați, nu m-am apropiat deloc. Viața mea varia face atâtea economii și eu cheltuiesc bani ca o nebună. Mersi, Fils, mersi, obie. Lasă-l de-o. Mersi. Nu trebuia să merg să iau masa la restaurantul vostru din oraș. Fiindcă restaurantul vostru e prost și muzica la fel, iar fetele de masă să știi că duhnesc ca să pun. Și tu, Lolea, ce te-a apucat ea? Azi chiar ai început să vorbești despre generația ta, despre decadenți și cui ai vorbit chelnerilor despre decadenți? Sunt incorigibil, nu mai încadă nicio îndoială. Bogătașul de Riganov vrea să cumpere moșia. Se zice că ar lua chiar el parte la licitație. Da? Dar de unde știi? Mătușica noastră din Iaroslav ne-a făgăduit bani, dar când și cât și nu se știe. Cam cât ar putea să vă trimită? 100, 200 de mii? Doamne, dacă ne-ar trimite 10, 15 mii de ruble, am fi mulțumiți. Vă rog să mă iertați. În viața mea n-am văzut oameni atât de nepractici, de nechipzuiți, atât de ciudați ca dumneavoastră. Vi se spune verde în față că vi se vinde proprietatea și nu vreți să înțelegeți de fel. Ce putem face? Învață-ne! Dar în fiecare zi nu fac decât asta. În fiecare zi nu spun decât asta. Livada de vișin și pământul trebuie neapărat date în arendă pentru vile. Și asta chiar acum, cât mai repede. Înțelegeți? Licitația e aproape. De îndată ce vă veți hotărâi, vă vor da bani cât vreți și veți fi salvați. Adică vile și vilegea turiști. Da. Nu, iartă-mă, dragul meu, dar e banal. Sunt cu totul de părerea ta. Eu încep să urlu sau îmi se leșine. M-ați scos din fire. Ascultă, să știi că ești o muiere. Ce? Ce? Ești o muiere! Ce-a spus? Nu, stai! Nu! Nu pleca, rămâi! Te rog! Te rog! Rămâi, dragul meu! Poate că găsim ceva. Ce să mai găsim? Lonea! Te rog, rămâi, dragul meu, rămâi,
Când ești aici, îmi pare tot mai vesel. Tot aștept să se întâmple ceva. Mi-e frică că o să se dărâme casa peste noi. Croaze la mijloc, duble în cruci. Multe păcate mai avem. Ce păcate? Se spune că mi-am cheltuit toată averea pe bomboane. Ce prostie! Multe păcate. Toată viața mi-am risipit bani pe o nebună. Și m-am măritat cu un om care făcea numai datorii. Soțul meu bea îngrozitor. A și murit din cauza șampanii. Apoi, din nefericire, m-am îndrăgostit de un altul. Și m-am dat lui. Dar chiar în acea vreme, o primă pedeapsă m-a izbit ca o măciucă drept în creștet. Băiețelul meu s-a necat acolo, în râul acela. Atunci am plecat în străinătate. Am fugit cu ochii închiși, deznădăjduită. Am fugit pentru totdeauna ca să nu mai văd râul ăsta. Dar el m-a urmărit fără mine. Nu m-a căpțat. Am cumpărat vila de lângă Manton. El s-a îmbolnăvit. 3 ani n-am știut ce-i odihna, nici ziua, nici noaptea. Mi-am uscat sufletul, mi-am slăit puteri neîngrijindu-i. Și apoi, când am vândut vila și am plecat la Paris ca să plătesc datoriile, el a luat toți banii și m-a părăsit pentru alta. Am încercat să mă otrăvesc. E stupid și rușinos. E de la el. Am primit-o astăzi. În fiecare zi îmi trimite câte una. Ea s-a îmbolnăvit, iar îi merge prost. Mă roagă să-l iert. Parcă se aude o muzică undeva. E faimoasa noastră orchestră ovrească, o mai ții minte? 4 viori, un flaut și un contrabas. E cum? Tot mai există? Luna! Luna! Ar trebui să-i chemăm la noi, să dăm o petrecere. N-au nimic. Dar nimic. Bom, 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 bom. Pentru bani nemții fac din rus francuz. Am fost aseară la teatru, am văzut o piesă tare nostimă. Sunt convinsă că nu era deloc nostimă. Voi ar trebui să vă duceți mai rar la teatru și să vă cercetați mai des pe voi înșivă. Cât de cenușie este viața voastră a tuturor și ce cuvinte de prisos mai spuneți. Asta e adevărat, ca să vorbim deschis. Viața noastră e stupidă. Tatăl meu a fost un idiot. Mersi, mon vieux. La drept vorbim la fel de tâmpițu și eu ca și el. Nu știu nimic, n-am învățat nimic. Iar când mă apuc să scriu, parcă scriu un porc, nu un om. A trebuit să te însori, dragul meu. Da, e adevărat. Varia noastră e fată bună. Da. E modestă, nu e frică de muncă și mai ales te iubești. Știu că și dumitale îți place. Da, e bună, foarte bună. Mi s-a propus o slujbă la bancă, 6.000 de ruble pe an, ce zici? Vezi-ți de treabă, nu-i pentru tine. Vănașule, vă rog să vă puneți pardesiul, e umezeală. Mă cam plictisești, amice. Nu faci nimic. Și astăzi dimineață ați plecat, iar fără să-mi spuneți. Că ai îmbătrânit. Aud? Spune că ai îmbătrânit. Păi, trăiesc cam de multișor. Nu era născut tatăl dumneavoastră când pe mine o iau să mă însoare. La dezrobire eram prim valet. Eu n-am primit să fiu liber. Am rămas la boieri. Toți ceilalți erau veseli, dar nici ei nu știau de ce. Taci, fiert. Mâine plec din nou la oraș. Trebuie să cunosc un general care mi-a propus să ne împrumute ceva bani.
N-ajută la nimic. Nu o să vă plătiți nici măcar dobânzile. Da, iurează, nu există niciun general. Uite și copii! Ania! Aia! Veniți în pace, dragi! Nici nu știți cât vă iubesc pe amândouă! Veșnicul student, mereu printre domnișoare. Asta mi-e treaba dumitale. De ce te super om, Sucit? Spune-mi, de câți ani ești la universitate? Hai, lasă glumele tâmpite și... Ascultă, vreau să te întreb. Care e părerea dumitale despre mine? Uite ce părerea mea despre dumneata, Ermolai Alexievici. Ești un om bogat și că în curând vei ajunge milionar, dar în jocul marilor prefaceri și în sensul mutației materiei, rolul dumitale este acela al unui animal de pradă gata să înghită tot ce iese în cale. Petea, mai bine spune-ne ceva. Despre ce vorbeam ieri? Despre omul orgolios. Ah, da, da. Am vorbit mult ieri despre omul orgolios. Omul este rău alcătuit. În marea noastră majoritate suntem profund nefericiți, lipsiți de inteligență. Domnilor, ar trebui să încetăm odată să ne mai încântăm de noi înșine. Ar trebui să ne apucăm să muncim. Că de murit, tot o să murim. Ce înseamnă asta a muri? Poate că omul are 100 de simțuri. Și când moare, se dispare numai cele 5 cunoscute nouă. Iar restul de 95 să rămână vii. Ce deștept ești, Petea! Lucru mare. Da, da, omenirea merge înainte, desăvârșindu-și forțele. Tot ceea ce azi ne depășește, mâine va fi un lucru pe înțelesul tuturor. Numai că trebuie să muncim, domnilor, și să ajutăm pe cei care caută adevărul. Numai că la noi în Rusia sunt foarte puțini oameni care muncesc. Marea majoritate a intelectualilor pe care eu îi cunosc foarte bine nu fac nimic altceva decât filozofează. Filozofează în timp ce muncitorii mor de foame, câte 30-40 dorm într-o odaie cu capul pe podea, domnilor. Unde sunt creșile de care se face atâta caz? Unde? Unde sunt bibliotecile? Ele nu există decât în romane. În realitate nu există. Peste tot este murdărie. Trivialitate este sălbăticie asiatică. Mă tem de mutrele prea grave, mie nu-mi plac. Mă tem și de discuțiile serioase. Mai bine să tăcem. Bine, află că eu mă scol în fiecare dimineață înainte de ora 5. Muncesc din zor până noapte. Mănesc banii mei și ai altora. Și văd cum sunt oamenii din jurul meu. Trebuie să te apuci să faci ceva ca să-ți dai seama cât de puțin sunt oamenii cinstiți și consecrați. Câteodată când nu pot să dorm, mă gândesc, Doamne, Tu ne-ai dat păduri nesfârșite, câmpii cât vezi cu ochii și trăind în ele ar trebui să fim și noi ca niște uriași. Uriași? La ce bun! Uriașii sunt frumoși numai în basme. În viața de toate zilele te sperie. Vine Epihodul. Vine Epihodul. Domnilor, soarele a apus. Da, a apus. O natură divină, veșnic strălucitoare, frumoasă și indiferentă, Tu, pe care noi te numim mama noastră,
Tu îmbini în tine viața și moartea. Crezi și distrugi. Dumnezeu, nu mai bine a luat galbena în dubleu și... N-am tăcut. Ce-a fost asta? Nu știu, poate undeva departe. Într-un puț de mine s-a rufunie și în sorul. Trebuie să fie foarte departe. Sau o fi fost vreo pasăre, vreun bătlan? Sau o bufniță? E ceva neplăcut. Haideți să mergem. Ania, ce-i cu tine? Tu ai ochii plini de lacrimi. N-am nimic. Varia, să știi că am pus la cale căsătoria ta. Te felicit. Haideți, domnilor, haideți. Mama, cu asta nu se glumește. Du-te la mănăstire, Ocmelia. Domnilor, vă mai aduc aminte că la 22 august se vinde livada cu vișini. Gândiți-vă bine, gândiți-vă bine la asta. Suntem singuri. Varia se teme să nu ne îndrăgostim unul de altul. Cu mintea ei îngustă nu poate pricepe că noi suntem mai presus de dragoste, că încercăm să depășim tot ceea ce e meschin și trecător, tot ceea ce ne împiedică să fim fericiți. Iată adevăratul sens al vieții noastre. Înainte! Înainte, spre steaua aia care răsare acolo, în depărtare, sus! Înainte! Să nu rămâneți în urmă, prieten. Ce frumos vorbești. Ce-ai făcut din mine, Petea? Simt că nu mai țin la livada cu vișini ca până acum. Mi-era de drag înainte. Mi se părea că pe pământ nu e alt loc mai frumos decât livada noastră. Toată Rusia e livada noastră. Pământul este mare și frumos. Și are multe locuri minunate. Bunicul dumitale, străbunicul dumitale și toți strămoșii dumitale au avut dropi. Au fost stăpâni peste suflete vii. Nu simți cum te privesc din fiecare vișină livadă?